Știrea din Sfânta Evanghelie pentru Duminica Învierii Domnului nostru Iisus Hristos este din Evanghelia Sfântului Marcu, de la capitolul 16. După ce a trecut sâmbăta, Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacov și Salome au cumpărat miresme ca să vină să lungă. Și dis de dimineață, în prima zi a săptămânii, au ajuns la mormânt că soarele abia răsărise și ziceau una către alta: cine ne va rostogoli piatra de la intrare în mormânt? Dar privind, au observat că piatra fusese rostogolită, deși era foarte mare. Intrând în mormânt, au văzut un tânăr așezat la dreapta, îmbrăcat într-o haină lungă, albă, și au fost cuprinse de teamă. Dar el a spus: nu vă spăimântați. Îl căutați pe Iisus Nazarineanul, cel răstignit. A înviat, nu este aici. Iată locul în care îl puseseră. Dar mergeți și spuneți discipolilor lui și lui Petru că el merge înaintea voastră, în Galileea. Acolo îl veți vedea după cum v-a spus. Ieșind au fugit de la mormânt, căci tremurau de spaimă și de uimire și nu au spus nimănui pentru că se temeau. Aceasta este Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos. Har și pace vouă de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul nostru Hristos, cel înviat. Amin. Amin. Grace, mercy and peace to you from God our Father and the Lord Jesus Christ. Amen. Amin. Două aspecte sunt primordiale pentru ca expresia Hristos a înviat din morți să fie una care să concentreze în sine esența întregii credințe creștine. Un prim aspect fundamental este acela că Domnul nostru Iisus Hristos a murit cu adevărat acolo pe cruce. Ca să existe înviere, trebuie mai întâi să existe moarte. Cuvintele Domnului Iisus Hristos, tetelestai, s-a împlinit. Sunt cuvinte care sunt urmate de afirmația pe care o găsim în Ioan capitolul 19: și plecându-și capul, și-a dat Duhul. There are two essential aspects to the expression Christ is risen, which concentrate themselves on the essence of the Christian faith. The first fundamental aspect is that our Lord Jesus Christ truly died on the cross. For in order to have resurrection, there must first be death. The words of our Lord Jesus Christ, tetelestai, or it is fulfilled, it is finished, are words followed by the statement, he bowed his head and gave up his spirit. Îngerii lui Dumnezeu nu vin să ne spună faptul că Iisus din Nazaret s-a simțit foarte rău sau că ar fi fost leșinat pentru o vreme. Sfinții îngeri spun faptul că Iisus Hristos a fost cu adevărat mort, după cum citim în Marcu la capitolul 16. Iată locul în care îl puseseră. Trupul fără viață a Domnului Iisus Hristos fusese așezat într-un mormânt, după ce oamenii fuseseră martori oculare ai morții acestuia, după cum citim tot în Ioan capitolul 19, astfel. Dar când au venit la Iisus și au văzut că deja murise, nu i-au zdrobit fluierele picioarelor, ci unul dintre soldați a stăpus coasta pe o suliță și îndată a ieșit sânge și apă. The angel of God does not come to tell us that Jesus of Nazareth felt very ill or that he would be faint for a while, but the angel says that Jesus Christ was truly dead. See the place where they laid him. The lifeless body of our Lord Jesus Christ had been laid in a tomb after all those people had been eyewitnesses of his death, even as we read in John chapter 19. But when they came to Jesus, they saw that he was already dead. They did not break his legs, but one of the soldiers pierced his side with a spear, and at once there came out blood and water. Domnul Iisus Hristos a murit acolo, pe crucea de la Golgota. Slavă lui Dumnezeu pentru faptul că Domnul Iisus Hristos a murit pe cruce, deoarece prin moartea aceasta Mântuitorul a distrus moartea pentru totdeauna. Moartea lui Hristos este cea care a făcut ispășire pentru toate fără de legile noastre, după cum ne spune Isaia la capitolul 53, dar El era stăpâns pentru nelegiurile noastre, lovit pentru păcatele noastre, pedeapsa care ne aduce pace era asupra Lui, prin rănile Lui noi am fost vindecați. Jesus Christ died there on the cross of Calvary.
Praise be to God that our Lord Jesus Christ died on the cross because by his death, our Redeemer destroyed death forever. It is Christ's death that made atonement for all the transgressions, even as we read in Isaiah chapter 53, but he was pierced for our transgressions, he was crushed for our iniquities. Upon him was the chastisement that brought us peace, and with his wounds we are healed. Moartea Domnului nostru Iisus Hristos a fost una reală. Și așa este și mântuirea noastră, a celora care am fost spălați de păcatele noastre în sângele Său, după cum ne spune Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan în prima sa epistolă, în primul capitol. Sângele lui Iisus, Fiul Său, ne curăță de orice păcat. Doar o moarte reală putea să-L facă pe Fiul lui Dumnezeu întrupat să fie cu adevărat mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Și doar o moarte reală putea să ne ofere o liberare reală din robia păcatului, a morții și a diavolului. The death of our Lord Jesus Christ was real, and so is our salvation. Those of us who have been washed from our sins in his blood, as St. John tells us in 1 John chapter 1, the blood of Jesus, his son, cleanses us from all sin. Only a real death could make the incarnate Son of God to be truly the Lamb of God who takes away the sin of the world. And only a real death could offer us the real liberation from the bondage of sin, death, and the devil. Al doilea aspect fundamental care este necesar pentru ca expresia Hristos a înviat din morți să fie esența credinței noastre este mormântul gol. Este necesar ca acest Iisus din Nazaret, care a fost zdrobit pe cruce și așezat în mormânt, să nu mai fie găsit acolo. Este necesar ca cel care era cu adevărat mort să fie acum cu adevărat viu, după cum îngerul care îi vorbește Sfântului Apostol Petru spune în Luca la capitolul 24 astfel: de ce îl căutați pe cel viu între cei morți? Nu este aici, a înviat. The second fundamental aspect that is necessary for understanding the expression Christ is risen is the empty tomb. It is necessary that this Jesus of Nazareth, who was crushed on the cross and laid in the tomb, should no longer be found there. It is necessary that the one who was truly dead be now truly alive. As the angel who speaks to Peter says in Luke chapter 24, why do you seek the living among the dead? He is not here, but has risen. Sfântul Apostol Paul spune în Romani la capitolul 6 în felul următor. Nu știți că noi, toți care am fost botezați în Hristos Iisus, am fost botezați în moartea Lui? Așadar, am fost înmormântați împreună cu El prin botez în moartea Lui, pentru ca, după cum Hristos a înviat din morți prin gloria Tatălui, la fel și noi să umblăm într-o viață nouă, căci dacă am fost împreună săpiți într-o moarte asemănătoare cu a Lui, la fel vom fi în înviere. Here's how St. Paul puts it in Romans chapter 6. Do you not know that all of us who have been baptized into Christ Jesus were baptized into His death? We were therefore buried with him by baptism into death, in order that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, we too might walk in newness of life. For if we have been united with him in a death like his, we shall certainly be united with him in a resurrection like his. Dragii mei, cuvintele acestea din Epistola Sfântului Apostol Paul către Romani sunt esența credinței creștine în toate timpurile și în toate locurile. Aceasta este credința pe care o proclamă crezurile antice ale Bisericii, dar și mărturisirile luterane de credință din secolul al XVI-lea. Întreaga noastră credință se sprijină pe aceste două mari stânci. Moartea lui Hristos pe cruce ca jertfă de ispășire pentru păcatele noastre și învierea sa glorioasă dintre cei morți. My dear friends, these words from Paul's epistle to the Romans are the essence of the Christian faith. In all times and in all places. This is the faith proclaimed by the ancient creeds of the Church, but also by the 16th century Lutheran confessions of our faith. Our entire faith rests on these two great rocks, Christ's death on the cross as an atoning sacrifice for our sins, and his glorious resurrection from the dead. Astfel, cuvintele care spun Hristos a înviat din morți reprezintă esența credinței noastre creștine, reprezintă esența întregii revelații de sine a lui Dumnezeu pe care o avem în Scriptură. Reprezintă esența întregii noastre speranțe în ceea ce privește viața și mântuirea noastră
După cum citim în 1 Corinteni, la capitolul 15, unde Sfântul Apostol Paul spune: dacă Hristos nu a înviat, zadarnic este predicarea noastră și zadarnic este credința voastră. Thus the words that the words Christ has risen are the essence of our Christian faith. They represent the essence of the whole revelation, the whole self-revelation of God that we have found in the Scripture. It represents the essence of all our hope for our life and salvation, even as we read in 1 Corinthians chapter 15, if Christ has not been raised, then our preaching is in vain and your faith is in vain. Sfântul Apostol Paul își continuă proclamarea învierii Domnului Iisus Hristos ca esența credinței noastre, spunând în 1 Corinteni capitolul 15 astfel: dar acum Hristos a înviat din morți, fiind începutul învierii celor adormiți. Învierea Domnului Iisus Hristos este esența credinței noastre, pentru că, spune Sfântul Apostol Paul, căci de vreme ce printr-un om a venit moartea, tot printr-un om vine și învierea din morți. Și după cum toți vor în Adam, la fel în Hristos, toți vor fi readuși la viață. St. Paul continues his proclamation of the resurrection of our Lord Jesus Christ as the essence of our faith by saying, but in fact Christ has been raised from the dead, the first fruits of those who have fallen asleep. The resurrection of our Lord Jesus Christ is the essence of our faith because St. Paul says, for as by a man came death, by a man has also come the resurrection of the dead. For as in Adam all die, so also in Christ shall all be made alive. Moartea și învierea Domnului nostru Iisus Hristos sunt singura cale a mântuirii noastre. Prin moartea lui Hristos noi am murit față de păcat. Ispășirea lui Hristos la cruce a fost pentru noi. De aceea moartea lui pe cruce este imputată de către Dumnezeu nouă, după cum citim în Roman capitolul 7. Ați murit pentru lege prin trupul lui Hristos, ca să fiți al altuia. Noi am murit în Hristos, în moartea lui. The death and resurrection of Christ is the only way of our salvation. Through his death, we have died to sin. Christ's atonement on the cross was for us. Therefore, the death on his cross is imputed to us, even as we read in Romans chapter 7. You also have died to the law through the body of Christ so that you may belong to another. We all have died in Christ, in his death. Evanghelia ne spune că expresia Hristos a înviat din morți este sinonimă pentru noi cu expresia noi am înviat din morți. Nu afirmăm acest lucru ca fiind o filozofie umană aparte, ci proclamăm acest mesaj pentru că așa spune Scriptura. Pentru că așa spune însuși Hristos, Hristosul care este calea, adevărul și viața. El este cel care ne spune în Ioan capitolul 14: pentru că eu trăiesc, voi veți trăi. So go back to this expression of Easter. This is very important. This expression, Christ is risen, is synonymous for us with the expression, we have risen from the dead. We do not assert this as some peculiar human philosophy, but we proclaim this message because the Scripture says so. Because Christ himself says so. Christ is the way, the truth, and the life. And he is the one who tells us, because I live, you also will live. Moartea și învierea Domnului nostru Iisus Hristos reprezintă apogeul proclamării Evangheliei, adică apogeul lucrării de mântuire a omului din robia păcatului, a morții și a diavolului. După cum ne spune Sfântul Apostol Paul în Efeseni capitol 2, pe când noi eram morți din cauza greșelilor noastre, ne-a readus la viață împreună cu Hristos. Prin har a fost mântuiți. Ne-a înviat și ne-a așezat în ceruri în Hristos Iisus. The death and resurrection of our Lord Jesus Christ represent it's the culmination of our proclamation of the gospel. That is the culmination of Christ's work for man's salvation from the bondage of sin, death, and the devil. As St. Paul tells us in Ephesians chapter 2, even when we were dead in our trespasses, he made us alive together with Christ. By grace you have been saved, and raised us up with him and seated us with him in the heavenly places in Christ Jesus. Moartea, mântuirea sau viața veșnică vine la noi prin moarte și înviere. Aceasta este esența credinței noastre creștine. În moartea lui Hristos, odată pentru totdeauna,
noi murim ca robi ai păcatului, ai morții și a diavolului. Pentru că învierea, ca în învierea lui Hristos, noi, odată pentru totdeauna, să înviem ca fii și fiice ai lui Dumnezeu. Salvation and eternal life comes to us through death and resurrection. This is the essence of our Christian faith. In Christ's death, once and for all, we die to sin, death, and the devil, so that in Christ's resurrection, we once and for all might rise as sons and daughters of God. Prin moartea și prin învierea sa, Domnul Iisus Hristos a dărâmat poarta care ne ținea robi ai iadului. El a rupt catapeteasma templului, dând la o parte orice zid pe care păcatul construise între noi și Dumnezeu. Și astfel, El ne-a descoperit pe deplin harul mântuitor al lui Dumnezeu. Ceea ce ne despărțea de Dumnezeu a fost distrus în moartea lui Hristos. Pentru ca ceea ce ne unește pentru totdeauna cu Dumnezeu să fie zidit în învierea lui Hristos. Through His death and resurrection, our Lord Jesus Christ broke down the gate that held us in bondage to hell. He tore down the curtain temple, the temple curtain, breaking down every wall that sin had built between us and God, and thus fully revealing to us God's saving grace. That which separated us from God was destroyed in Christ's death, so that that which unites us forever with God might be built up by Christ's resurrection. Învierea lui Hristos a schimbat moartea lui Hristos în viață. În același fel, învierea lui Hristos schimbă moartea noastră în viață. Pentru că Domnul Iisus Hristos este mielul care a fost înjunghiat, dar care trăiește. Prin învierea sa, Domnul Iisus Hristos a făcut ca în urechile noastre și în inimile noastre să răsune cuvintele care spun în pericopa noastră: nu vă înspăimântați. Christ's resurrection changed Christ's death into life. In the same way, Christ's resurrection changes our death into life. For our Lord Jesus Christ is the Lamb who was slain but now lives. By His resurrection, our Lord Jesus Christ has made the words, "Do not be afraid," to be heard in our hearts and ears and hearts. Nu vă spăimântați, pentru că, spune imnul nostru pascal, Hristos a înviat din morți cu moartea pe moarte călcând și celor din morminte viața le-a dăruit. Aceste cuvinte sunt legate de cuvintele Scripturii care spun în 1 Corinteni, capitolul 15, moartea a fost înghițită de victorie. Unde este moarte, victoria ta? Unde este moarte, ghimbele tău? Do not be afraid. Fear not, because our Easter hymn, because says our Easter hymn, Christ has risen from the dead. He crushed death with death, and to those in the graves He gives life. These words are linked to the words of Scripture, which say, O death, where is your victory? O death, where is your sting? Hristos trăiește. De aceea Sfântul Avram trăiește. De aceea Isaac trăiește. De aceea Iacov trăiește. Moise, David și toți profeții împreună cu Sfinții Apostoli și toți aceia care sunt în Hristos trăiesc. Toți trăiesc, după cum spune Domnul însuși în Ioan capitolul 11. Eu sunt învierea și viața. Cel care crede în mine, chiar dacă moare, va trăi. Și oricine trăiește și crede în mine, nu va muri în veci. Și oricine trăiește și crede în mine, nu va muri în veci. Christ lives. Therefore Abraham lives. Isaac lives. Jacob lives. Moses, David, and all the prophets, together with the holy apostles, and I'll add you, live. And all those who are in Christ. All live according to the Lord Jesus Himself, who says, I am the resurrection and the life. Whoever believes in me, though he die, yet he shall live. And everyone who lives and believes in me shall never die. Acesta este fundamentul credinței creștine. Știm că lumea aceasta zace în cel rău. Vedem faptul că răul și moartea sunt prezente în jurul nostru. Dar din momentul învierii Domnului nostru Iisus Hristos este ceva special în noi. Mai precis, cuvântul lui Dumnezeu și promisiunea Lui, care ne spune că moartea nu mai este definitivă, nu mai este sfârșitul, nici măcar nu este cel mai rău lucru posibil pe care trebuie să-l evităm cu orice preț. This is the foundation of the Christian faith. We know that this world lies in the evil one. We see that evil and death are surrounding us, but from the moment of the resurrection of Christ, there is something special for us and in us. Namely, the word of the gospel and
and has promised that death is no longer the end, is no longer even the worst possible thing to avoid at all costs. Privind la învierea lui Hristos, noi știm cine va rostogoli piatra de pe mormântul nostru atunci când vremea va sosi. Știm că piatra care ne ține mormânt va fi aruncată pentru totdeauna. Și acest lucru deoarece știm faptul că Domnul Iisus Hristos trăiește. Promisiunile Lui nu sunt fantezii sau mituri sau zvonuri. Promisiunile Lui sunt reale și demne de încredere. Looking to Christ's resurrection, we know who is the one who will roll away the stone from the tomb when our time comes. We know that the stone that holds us in the tomb will be cast away forever. We know this because we know that our Lord Jesus Christ lives. His promises are not fantasies or myths or rumors. His promises are real and they're trustworthy. De aceea cuvintele Hristos a înviat din morți sunt o mărturie a credinței noastre în mântuire, în viața veșnică, cu care noi am fost îmbrăcați în moartea și în învierea lui Hristos, odată pentru totdeauna. Aceste cuvinte sunt esența credinței creștine pe care o mărturisim în botezul nostru și la împărtășirea cu sacramentul Euharistiei, după cum citim în Ioan capitolul 6, eu trăiesc prin Tatăl. La fel și cel care mă mănâncă pe mine va trăi prin mine. For this reason, the words Christ is risen, Christ is risen are a confession of our faith in salvation, in the eternal life with which we have been clothed in Christ's death and resurrection once and for all. These words are the essence of the Christian faith, which we confess in our baptism and in partaking the Lord's Supper, even as we read in John chapter 6, I live because of the Father, so whoever feeds on me, he also will live because of me. Pacea lui Dumnezeu care trece orice pricepere să vă întărească în drumul spre viața veșnică. Amin. Amen. And the peace of God which passes all understanding shall keep your hearts and minds in Christ Jesus. Amen. Amen.